Pe timp de război, multe dintre orașele Ucrainei au fost transformate în ruine. În Harkov, clădirile distruse pot fi observate la fiecare colț. Zeci de oameni sunt antrenați acum în muncă de voluntariat. Denis este șofer de taxi în Harkov. Alături de colegii săi, deja de 3 săptămâni s-a mobilizat și strânge ce a mai rămas din clădirile distruse. Ca și alți bărbați, el a renunțat la job și se implică activ la curățirea orașului. Singuri ne-am organizat. Având în vedere situația din orașul nostru, am decis să ajutăm. Am renunțat la postul de muncă, ne-am împărțit pe grupuri și curățim orașul. Denis recunoaște că munca nu este deloc ușoară. Este greu din punct de vedere moral și fizic, mai ales când găsești oameni morți sau rămășițe. Mi-e dureros când mă gândesc că este o tragedie pentru o familie. Și alți oameni au ieșit să facă curat în urma bombardamentelor din Harkov. Am văzut pe rețelele sociale că mă pot alătura acțiunii. Sunt mulți oameni aici care au venit să ajute. Lucrăm în casele distruse, dar și parcuri. Dacă unii au părăsit cartierul Sviatoșinski din Kiev, alții au rămas chiar dacă locuințele lor au fost distruse. Cei care și-au pierdut casa din cauza războiului spun că viața în orașele ucrainene nu va fi niciodată aceeași. 4:13 prozvăceal gromnii vistrel. A avut loc o explozie puternică. Eu și soția mea dormeam. Fereastra a căzut peste ea. Am crezut că acoperișul s-a prăbușit. Ne-am uitat afară și am văzut că etajul 5 al clădirii ardea. Am rude doar la Kiev. Suntem pensionari. Nu avem unde pleca, așa că rămânem aici. Este foarte greu. Am rămas fără apartament. Am trăit toată viața și la bătrânețe am ajuns să-mi pierd casa. Pentru unii oameni din Kiev, adăpost a devenit un fost atelier de reparații de încălțăminte. Există frică. Este imposibil ca oamenilor să nu le fie frică. Dar ne obișnuim treptat cu realitatea. Locuitorii din Irpin continuă să fugă după 4 săptămâni de bombardamente. Ofițerii de poliție ucraineni patrulează zona după ce a fost din nou capturată de forțele ruse la începutul acestei săptămâni.